4, 2 lei 80. Cu el până te am reușit să deschid ușa. Dar prima lovitură mea, te mi-am fist-o în gât. Mă rog, cum e? V-ați luptat cu el? Foarte mult. Adică foarte mult, în sensul că mie nu s-a părut mult. E tânăr? E tânăr și mare. Și după aceea ce s-a întâmplat? A deschis și el ușa, dar poate că în același timp eu am auzit că vrea să vină pe partea aia la mine, dar el a fugit în momentul ăla când a deschis și el ușa, când am coborât eu din mașină. Și eu am căzut în genunchi și am cerut ajutor la tinerea aia, la terasa aia, ce-i vis-a-vis acolo, unde două. Și băieții au cerut, nu știu unde s-a dus, nu știu unde a fugit. În jurul orei 9, maiorul Davidencu Bogdan, din cadrul Inspectoratului de Jandarm Județean Constanța, aflându-se în timpul liber și deplasându-se de la sediul inspectoratului către domiciliu, a observat la intersecția Bulevardului Tomis cu strada Tudor Vladimirescu un autoturism taxi care avea portierele deschise, iar lângă autoturism, șoferul acestuia avea o plagă înjunghiată. Totodată a observat și o persoană care se depărta în fugă de la fața locului. Ofițerul de jandarm a solicitat sprijinul unui echipaj de la sediul Inspectoratului de Jandarm Județean Constanța și a solicitat și ambulanța pentru acordarea îngrijirilor medicale celui rănit. Jandarmii și polițiștii ajunși la fața locului au trecut la verificarea zonei, au purtat discuții cu persoanele aflate în zonă și au observat, au ajuns la concluzia că agresorul se baricadase într-un bar de pe Bulevardul Tomis. Jandarmii și polițiștii au intrat în bar, l-au imobilizat, fiind preluat de către lucrătorii poliției pentru continuarea cercetărilor. Persoanei rănite, taximetristului, s-au acordat îngrijirile medicale de către echipajul ambulanței.